Vreau să fiu și-o alai dintr-o florărie ca lumea. Nu,
colțul de stradă s-a trătat. Dar nu mă primește nimeni, ci că nu știu să vorbesc nobel. Nu vreau pe degeaba, să plătesc, plătesc cu bani. Da? E, lasă că știu eu cât costă pe lecție. Cât? Cu aitorță, să-ți mai scot din pârleală ca seară. Erai cam cherchelită venită. Nu știu atâta bani. Stai jos! Cum te cheamă, domnișoară? Eliza Dulita. Cum? Eliza Dulita. Vrei să-i loc, domnișoară, Eliza... Mă rog, poftit așa... E altă discă. Ei, și cât vrei să-mi plătești pentru o lecție? O altă lady, o prietenă de-a mea. Ia lăpșit, te franțizește, un franțiz băritaliu și plătești un șiling jumătate. Apoi cred că n-ai să pretanzi nea ta mai mult un șiling, să mă înveți pe mine limba mea pe care o știu de la mama de acasă. Știi, Pipi, dacă nu socotim șilingul la valoarea lui și raportăm la venitul acestei fete, pentru bogătaș asta ar însemna vreo 60-70 de lire sterline. E cel mai mare onorar care mi s-a oferit vreodată. Mai iurea! Când am oferit eu 60-70 de lire? Și mai dar de gură! Nu tac. Nu tac nici moartă. Mai bine că eu nici n-am atâția bani. Fetico, plânge. Aici nimeni nu se atinge de banii tăi. În schimb, dacă nu tu ași de gură, poate te atinge cineva cu pada mătului pe spinare. Șapte tați, poftim. Ce să fac cu ea? Să te ștergi la ochi. Cât privește nasul, va trebui să deosebești o batistă de o mânecă dacă vrei să ajungi o lan dintr-o florărie. Biggie, știi că ai început să mă interesez de acest caz? Așa îmi spune că poți să faci și-a scris o pretinție marchiză la balul ambasadei. Dacă ai reușit, ai fi cel mai mare pedagog din lume. Fac pariu pe toată cheltuiala necesară a acestei experiențe că nu vei reuși. Plătesc chiar și lecțiile. Iau un om de treabă. Mersi, domn general! Dar să știi că nu pot să prevenesc. Mă tentează pariu dumitare Pipin. Da? Mai că ființa asta e tare vulgară. Și oribil de nespărat. Auzi! Și eu chiar azi m-am spălat. Și pe față, și pe mâini. Pe cer ca să vii vacina, să știi. Bine, spăriu, Pipin. Perfect. O să fac o adevărată lady din această spate din acel. Dar ce tu am vorbit așa de jertfălit cu mine? Încep chiar acum. Doamnă Pierce, ia-o și tu o la mare. Treacă și cu feremită, dacă e. Dar uitați-vă, încercat e. Da, spăriu, poate să vedeți serena de pe ea și aruncă-le în foc. Dă telefon la un magazin să trimite niște haine noi. Până atunci, soții înverită în hârtie de împachetat. Auzi! Și zici că e gentleman. Lasă pe fiul să prinde, dar să știi că cu mine nu se prinde. Ia-o, doamnă, fie și mai zici și câteva după ceată, dacă nu-ți face lângură. Nu, 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 bine, și unde o să ține? Unde s-o ține? În dată de gunoi. Poliția! Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Poate e și măritată! E, bă, dracu! Bă, dracu! Bă, dracu! Ești singură ce fel de măritată e! Bă, dracu! Bă, dracu! Să mă ia! Îți jur, Eliza, că înainte de împlinirea celor 6 luni, străzile vor fi pline cu cadavrele celor care își vor zbura creierii din dragoste pentru tine. Asta e că fie rău! Ce vreau și să iau eu trăznit? Și-o trăznit? Foarte bine! Nu mai am nevoie de ea, doar la pis, dă-o afară! Domnule profesor, zău așa, cum puteți trata așa o persoană? Vedeți o dragă, ce mai bine e să te întorci la părinții dumitale! E, las ce, eu am părinți! Frumos, nici măcar părinți n-are, nimeni n-are nevoie de ea, în afară de mine. Ia-o, doamnă pis, ia-o și du-o de aici, du-o! Și situația ei care e? Îi dăm vreo leapă? De ce să-i dăm? Aici are tot ce îi trebuie. De mâncat, de îmbrăcat. Dacă îi dăm bani, mi-e teamă că o să-i bea. Aaaa!
cu simțămintele care ne privesc pe noi. Mm. Nu-i așa? Eli. Mai, Victor, nu te gândești. Dacă la dumneata. Să fii sănătos. Eu plec. M-am gândit. Stai puțin, stai puțin. Uite, nu vrei o bomboană de ciocolată? Cine știe ce are în ea? Lasă-o că am auzit-o de fătea vizite dat de dumneata. Da? Uite, ca să ai încredere, am mușcat și acum. O să ai câte bomboane vrei, lăzi întregi. Nu-i pasă dacă mâncat-o. Da, eu sunt fama mea rată. N-am vrut să o spui. O să ai tot ce-ți dorești, rog, iau, diamante, tot ce-ți dorești. Nu vreau. Nici aur. Nici de avante. Eu v-am spus ca să știe. Eu sunt fata cinstită. Fichim, mai arată că intervin, dar din moment ce fata se dă pe mâna vitală pentru o experiență pedagogică, eu cred că are trebuit să știe dinainte ce o așteaptă. Ei, spune-i. Spune-i ce o așteaptă. E bine. Peste 6 luni, o să fac cu adevărat regină din această cămilă. De 6 luni, dacă vei fi cu minte și simitoare, am să te îmbrac într-o rochie superbă. Am să romand o drăsură luxoasă și am să te duc la Buckingham Palace. Dar acolo, regele, dacă va observa că nu ești o lady adevărată, te va trimite în turnul Londrei să ți se taie capul și să fii un exemplu pentru toate florelesele care nu știu la locul nasului. Ia-o, doamnă, fii și tu la baie, Eu încerc. Da, să știi că nu las pe nimeni să mă bată și nici pe rege să-mi taie capul. Ce? Revoluții nu mai e? Și n-am decât un apă.
marșa afară, repede! Am înțeles. Îți mulțumesc de ospitalitate, tot. Data de plată să-mi la Buckingham Palace. Hai,